În urma evaluărilor efectuate s-a constatat faptul că Nicușor Constantinescu s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 iunie 2008-23 martie 2009, întrucât a deținut simultan atât funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța, cât și calitatea de reprezentant al județului Constanța în adunarea generală a acționarilor în cadrul SECERAJ S.A. Constanța, încălcând astfel dispozițiile articolului 87 alineatul 1 din legea numărul 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare, precizează Agenția Națională de Integritate într-un comunicat. Tot ANI mai spune că persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcție ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. În plus, ANI îi acuză pe Teodor Stolojan de fals în declarații, pe deputatul Florin Popescu de conflict de interese și pe Marian Vanghelie de diferență între venituri și avere.